Incendiu de proporții în județul Prahova. Flăcările au cuprins peste 50 de hectare de vegetație uscată din localitatea Tohani. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic. Așa arată mai bine de 50 de hectare din localitatea Tohani din județul Prahova. Incendiul a fost observat de mai mulți localnici care au alertat autoritățile. Echipele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului, dar flăcările înaintau cu repeziciune din cauza vegetației uscate. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore de luptă cu flăcările. S-a manifestat la vegetație uscată înaltă pe aproximativ 50 de hectare. Intervenția a fost îngreunată datorită reliefului deluros, vegetație uscată înaltă, umiditate scăzută și condiții prielnice pentru vânt. Peste 15 pompieri au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă. În sprijinul acestora s-a alăturat inclusiv primarul localității, împreună cu 10 săteni. În urma cercetărilor efectuate după stingerea incendiului, s-a procedat la stabilirea cauzei probabile de incendiu, aceasta fiind focul deschis în spații deschise.